Violența domestică este în creștere în România. Numărul cazurilor penale de agresiune a crescut în primele 5 luni ale anului cu 6% față de aceeași perioadă din 2022. Din păcate, potrivit datelor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, numărul cazurilor de violență domestică a crescut în 2023 cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din luna ianuarie până în luna mai s-au înregistrat 23.592 de victime ale violenței domestice, fiind vorba despre femei, bărbați, dar și copii. Astfel, în primele 5 luni ale anului, 4.288 de bărbați au cerut ajutorul poliției pentru a scăpa de agresiuni, femeile care au căzut victime fiind mult mai multe, și anume 15.701, iar 3.603 au fost copii. Tot în această perioadă, instanțele judecătorești au emis 4.626 de ordine de protecție, iar în 185 de cazuri, agresorilor li s-a impus să poarte și o brățară electronică. Cu toate acestea, 1.658 de ordine de protecție au fost încălcate, și anume cu 34% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24. În ajutorul victimelor sunt pregătite să intervină 42 de echipe formate din specialiști din mai multe instituții ale statului, echipe aflate atât în București cât și în toate cele 41 de județe ale țării, relatează Antena 3.ro.